Am venit cu spray-urile și cu un binaș de motorină. O să vă arăt imediat ce o să facem și cu binașul de motorină. Avem aici un spray de fene. Așa, iar aici un spray ca să ungem lanțul. Și mai avem nevoie de două perete de dinți utilizate. Mă duc să le iau acum. Ne așezăm aici mai frumos. Pe pernă, jos lângă bicicletă. Pur și simplu luați amândouă peruțele, le puneți cap în cap, așa, le băgați în motorină, trageți bidonul la o parte, ca să nu vă încurce, le prindeți așa, prindeți lanțul, așa, și tot ce trebuie să faceți este să frecați. Și uitați, doar un pic am frecat și deja s-au negri peruțele. Iar ar fi ca bicicleta să fie prinsă undeva, dar dacă nu aveți un suport pe care să stea, asta e, îl scurcați și așa. Și acum, pur și simplu le punem amândouă aici și frecăm. Dăm de pedală în spate, până ajungem la partea care vrem noi să curățăm. Așa. Lăsăm cricul jos, punem bicicleta și continuăm. Iar ar fi să curățați și foile, dar la final, pentru că acolo se numește toată mizeria, bine să dați și pe pinioane puțin. Atașat frumos pe aici. Și în felul ăsta vă păstrați transmisia curată și o să aveți uzură minimă la bicicletă. O să mă trec acum la foi, să curăț foile, tot cu motorină. Pentru că se pare că și acestea au mici urmă de uzură, dar mai merg. Cel puțin un sezon, chiar poate un sezon jumătate mai merg, chiar dacă au uzură mare. Cu motorina le curățați cel mai bine pentru că benzina, în cazul în care voi nu știați, benzina are toate șansele să intre prin o-ring și prin cauciucuri și să ruginească și să mănânce cauciucurile și cele o-ringuri pe care lanțul le are. Și după care veți face mai mult rău dacă le dați cu benzină, așa că cel mai las cu motorină, pentru că are și rol de ungere. Oricum, o să-l ungem noi la final, după ce îl curățăm bine de tot. Curățăm și această protecție, să nu fie foarte, foarte jigoasă. Oricum, o să se murdărească în timp. Deci multe asta o puteți face dacă nu aveți, dacă nu vreți să dați mulți bani pe un spray și faceți mulți kilometri și nu vă interesează de murdărie, ci vreți doar cea mai ieftină metodă posibilă. Există și metodă mai curată, adică să vă cumprați un spray cu 20 de lei sau cu 30 de lei, adică ca acesta, și să dați cu spray, dar eu prefer să dau cu spray doar scasă unele componente și lanțul prefer să-l cureț cu motorină. Pentru că așa l-am curățat dintotdeauna, așa îl curăț și o să vedeți, până când vedeți că nu se mai murdărește peruța, atâta trebuie să frecați lanțul. Așa. Alt loc unde mai trebuie să mai dăm un cușpirul de frâne este aici, la schimbător. Să-l curățăm puțin. Așa. Și puțin pe pinioane, ca să iasă mizeria, și normal aici pe foi.
ca să curgă tot jegul, uitați ce jeg curge, cum am curățat lanțul. Și ar fi bine să dăm și pe lanț. Să vedeți acum ce jegul se curgă de pe lanț. Trebuie să fac, să mă duc ăsta un pic în față, ca să ia cricul și ca să dau un pic pe lanț. Uitați-vă, doar uitați-vă ce jegul se curgă de pe el. Doar uitați-vă. Aici se pare că a sărit de pe schimbător și nu dau seama de ce. N-aveam voie să se întâmple asta. Iar acum lanțul este perfect curat și ce mai trebuie făcut este să luăm acest spray de lanț și să dăm cu el pe lanț. Dăm aici. Dăm cu foarte mult pentru că acesta se unge foarte, foarte ușor. Dăm de 2-3 ori aici în spate. O să vedeți că se unge foarte, foarte, foarte ușor. Dăm ușor. Bun, deja și miroase foarte urât. Și acum o să mergem să dăm motura și o să vedeți cum lanțul din culoarea lui normal o să se înnegrească. Și acum că am uns lanțul și că l-am curățat, o să trebuiască să trecem prin toate vitezele. Foarte frumos. Trecem și pe foaia mare. Pe cele două. Așa. Trecem prin toate vitezele. Și o să trebuiască să trec și pe foaia mică. Și pe dealul puțin. Ca să se ungă. O să se facă lună bec. Și încercăm și un wheelie. Oameni buni, cam atât ar fi și cu acest episod. Sper că v-ați făcut o idee despre cum se curăță lanțul. Dacă nu, lăsați în comentarii dacă aveți întrebări sau nu știți ceva. Dacă v-a plăcut și vreți să vă arătați susținerea, apăsați și voi pe butonul de like. Abonați-vă la canal dacă vreți să vedeți și mai mult conținut. Eu am fost Emi și noi desigur ne vedem data viitoare. Pa, pa!